Astăzi la ora de cripto, să vedem cum arată piața în această zi de marți. Iar Bitcoin este la 46.600 de dolari, Ethereum la 3.500 și piața și-a revenit foarte puțin. Înainte să mergem mai departe, nu uita să lăsați un like și un coment, deoarece mă ajută foarte mult. Bitcoin tot la acel prag foarte, foarte important. 46.600 46.700 acolo este cheia în aceste momente deoarece aici este 0618 pe Fibonacci și deja vedem primele candele peste această zonă peste 46.600 de dolari, vedem că aici stăm de câteva zile bune pe această zonă și dacă Bitcoin reușește să meargă, să se susține peste această zonă, deci poate să meargă în 51 de dolari 51.000 de dolari foarte repede. Dar dacă Bitcoin uh, eșuează să treacă peste acest prag, s-ar putea corecta și mai mult. Aici este cheia și vedem o consolidare pe la acest prag și vedem cât de important este și tot timpul când stăm câteva ore, câteva zile bune la un anumit prag important. Se, pre se, pregătește o mișcare mare. Vom vedea dacă va fi o mișcare puternică în sus sau în jos. Dar aici este cheia la 46.600 de dolari. Dacă mergem pe daily, din punctul meu de vedere, atâta timp cât Bitcoin stă peste EMA Ribbon, pe daily, peste EMA 200 și peste această linie, deci cam practic peste zona de 44.800 de dolari, din punctul meu de vedere, suntem bullish. Dar dacă Bitcoin închide peste, sub această zonă, de aici Bitcoin s-ar putea corecta și ar deveni bearish și pe candela de zi, pe time frame de zi. Dar atâta timp cât Bitcoin stă peste acest prag, din punctul meu de vedere, suntem bullish. Și practic este o consolidare după multe zile pe verde. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Bitcoin în zilele următoare. Mergem pe S&P 500 și același lucru. Este peste 0.61 pe Fibonacci, peste Golden Pocket și atâta timp cât S&P 500 stă peste 4.550 și dacă deci o să tot crească, atunci și Bitcoin o să, și o să tragă și Bitcoin și altcoinele după el. Și atunci ar trebui și ca și S&P 500 să rămână peste 4.550 ca să avem încă câteva zile și săptămâni bune și pe piața cripto. Dar dacă S&P 500 nu reușește să se menține peste 4550 și dacă se corectează de aici, o să tragă și Bitcoinul după el. Mare atenție la aceste lucruri, deoarece ambele, și Bitcoin și bursele, sunt la niște praguri foarte importante și trebuie să așteptăm acum să vedem ce se întâmplă. Se merge și pe câteva altcoin-uri. Rune. Iar vă spuneam de rune că era într-o corecție și vă spuneam că mă aștept la 10.80 și mai apoi poate 9 dolari și poate, poate 8 dolari. Dar în aceste momente Rune a fost prag de suport în aceste momente. A avut o codiță lungă până la 10-20 și a făcut bounce instant. Și pe 4 ore putem vedea că a spart și rezistența. Volumul este acolo, vedem deja 4 lumânări peste media de volum. Rune arată destul de bine, dar vom vedea dacă are putere să meargă din nou spre 13 dolari. Dar Rune este o poziție foarte bună de min-term, de pentru următoarele luni de zile. Doar ce au niște evenimente foarte foarte bune și cred că în timp rune o să crească destul de bine dacă aveți răbdare cu rune. Arată destul de bine, faci un bounce, vedem dacă are potențial dacă stă peste 10-80 în următoarele zile. Dacă nu stă, sub 10, dacă nu stă peste 10-80 ar putea să se corecteze până în 9.40 următorul prag de suport. Dar din punctul meu de vedere, rune arată destul de bine. Mergem pe Coti. La fel, vă spuneam ieri de Coti că arată bine a, a spart acest canal descendent, a trecut de primul prag de rezistență de 29 de cenți și în acest moment este peste EMA 200 și a, acest lucru aș vrea să văd am cu toate monedele care încep să urce destul de bine pe daily, să fie peste EMA 200, adică peste această linie galbenă pe daily. Și atunci cot este deja peste EMA 200, dar dacă va închide pe daily peste 30 de cenți. Din punctul meu de vedere, de aici Coti oricând poate să plece spre 3-7 de cenți primul target, mai apoi poate 43 de cenți în următoarele zile și săptămâni. Dar la fel, pentru următoarele săptămâni și luni, Coti arată destul de bine dacă Bitcoin o să urce sau cât de cât o să fie mai stabil. Mergem și pe Dogecoin, pe câine. Dogecoin pe daily, Dogecoin formează acest falling wedge de foarte multă vreme. Practic de la cel all time high famous de când Elon Musk a fost live la TV și a spus și de Dogecoin de la 75 de cenți, acel 75 de cenți famous și practic Dogecoin de atunci a fost într-o continuă scădere aproximativ un an de zile, 332 de zile și Dogecoin în aceste momente încearcă să spargă rezistența. Este la 15 cenți o corecție de aproximativ de aproximativ 80 Și vom vedea dacă Dogecoin are putere în aceste momente să crească. Și vă spuneam ieri că Elon Musk a cumpărat 9% din acțiunile celor de la Twitter și este, cred că, cel mai mare deținător de acțiuni de la Twitter și nu m-ar mira să mai scrie iară ceva de Dogecoin și de Twitter ca prețul să crească, dar dacă ne uităm doar pe analiza tehnică, Dogecoin de aici are potențial destul de mare dacă va sparge rezistența și un prim target ar fi 17% și de aici poate să meargă și mai sus 17%, mai apoi 18,5%, 21 și de aici lucrurile pot deveni și mai interesante. Și cam când o monedă sparge o resistență care a ținut un an de zile, teoretic ar trebui să meargă destul de bine în sus. Rămâne de văzut, dar țineți un ochi și pe Dogecoin. Și dacă dăm un zoom in pe 4 ore, pe 4 ori vedem că este peste rezistență și cu un volum destul de mare. Deci țineți ochii și pe Dogecoin, deoarece ar putea urca destul de bine. Merge și pe Phantom și, și pe Phantom vă spuneam că a spart rezistența și în aceste momente se consolidează peste EMA Ribbon. Un lucru foarte, foarte bun pe care îl face Phantom. L-am văzut asta și la mai multe monede. A spart EMA Ribbon-ul, se consolidează peste și deci este crucial ca Phantom să nu coboare sub 1.45. Dacă de aici va cobori sub 1.45, din punctul meu de vedere, este bearish. Și dacă va închide peste 1.59, de aici, din punctul meu de vedere, ai și din consolidare și poate să meargă de la 1.59, 1.60 spre 1.93 primul target. Mare răbdare și cu Phantom. Mergem și pe VET și același lucru ca și uh, COTI. VET a urcat destul de bine de când a ieșit din acest tipar pe daily. A tiparul, s-a dus foarte bine și veți se consolidează la EMA 200, la această linie galbenă, undeva la 0.079. Și dacă veți se va menține peste 0.079, Vai și din această consolidare, de aici VET este gata să meargă spre 10-11 cenți, deoarece arată destul de bine, a urcat destul de mult în ultimele zile și se mai resetează puțin RSI-ul, mai coboară, se mai consolidează și, da, și dacă totul este ok pe VET, deci VET ar putea urca destul de bine încă un run-up în sus. Bineînțeles, dacă acest alt consistent continuă și Bitcoin nu o să scadă, deoarece dacă Bitcoin o să scadă, cam toate monedele o să scadă. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că a fost de folos acest video. Și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter, pe data viitoare!